În lumea proștilor de stat, de la români, se consideră că primul din piramidă trebuie să fie și cel care să aibă cei mai mulți bani. Pentru că, de fapt, noi nu avem mentalitatea conducătorilor. Conducătorii noștri nu au mentalitate de lideri. Liderii la noi sunt, de fapt, niște oameni care ocupă niște poziții pe care nu le fac funcționale, nu le fac operative. Ei sunt personali și au foarte multe lucruri pe care le dezvoltă și le deprind la manieră personală. Și atunci ei devin particulari într-o structură care, de fapt, este publică, care este comună. Și din perspectiva asta este firesc să existe rateuri, pentru că sunt mesaje care totdeauna sunt date amestecat. Nu poți vorbi niciodată de lucruri individuale cât timp ești într-o structură colectivă. Exact după cum nu poți vorbi de lucruri colective când ești într-o structură individualizată. Natura semnalelor este cea care practic creează coagulare, care creează coerență, atât efectelor de conducere cât și efectelor care practic decurg din actul ăsta de conducere. Și atunci când, mi-aduc aminte, Traian Băsescu era oripilat de faptul că el nu are cel mai mare salariu în stat, pentru că el are LFG-ul, dar avea în același timp statul în proprietate, gândiți-vă că apar contraste. Contrastele astea sunt de mentalitate. Un individualizat nu își asumă riscuri, are responsabilități bine delimitate, manevrează instrumente și niciodată oameni aproape. Un lider este cel care este pus în situația de a pune în operă munca a celorlalți. Este asemenea unei structuri piramidale în care el agață o polată care deține banii, ca și cum ar fi o copertină. El când trage din polata aceea, urmează să varse peste toți cei care fac structura, care îl susține și pe el în vârf, să curgă banii peste ei. Dar asta nu înseamnă ca cei mai mulți bani să rămână la el. Pentru că, în esență, dacă oamenii au fost configurați la modul la care l-a fost pus în piramidă, trebuie ca fiecare, în primul rând, să ia. Și apoi să și rămână ca acea structură să poată să aibă motivația de a mai exista. Chestiile astea în partide, în momentul ăsta, nu sunt înțelese. Și de aici apar și nefuncționalitățile. PSD-ul este un partid care garantează sărăcie, dar el este administrat oarecum banditește, oarecum înțelept, din niște corifei financiari, care felul ăsta își motivează și își susțin, protejându-și averile imense, speculând buna credință a celor mulți, naivitatea și dorința de propășire ale altora. Iar PNL-ul, paradoxal, după 30 de ani, nu are miliardari, nu are oameni pregătiți pentru antreprenoriat, nu are un cuvânt vis-a-vis de mica afacere, micul întreprinzător, vis-a-vis de start-up-uri. Culmea, are PSD-ul, structură social-democrată de stânga, vorbește despre start-up, despre mica întreprindere. Nu sunt paradoxuri? Nu sunt. Oamenii ăștia, în esență, au tabere, ei n-au culori politice. Culorile politice sunt invocate numai la nivel de ipocrizie politică. Ei sunt aglutinați în funcție de simpatii. Iar opoziția la ei nu este o opoziție în sens politic. Este o ostilitate. Ostilitatea politică este mult mai evidentă și mai fățișă și mai eficace, pentru că ea produce ură, invective, dispreț. Și consecințele sunt deznădejde, descumpănire, descompunere, degradare, pagubă. Trotsky, când a făcut un bilanț după războiul civil din Rusia, a spus mâhnit că ei au câștigat victoria cu prețul Rusiei. La noi, în momentul ăsta, se pune exact problema asta. Cine va fi tabăra care va câștiga, dacă nu cumva o va câștiga cu prețul țării? Și din cauza asta există, la un moment dat, chiar efectul de polarizare în grup, de creșterea unor centre de putere care se ducă nu la autonomizare, ci la dezmembrare națională, pe fundalul unei Europe îmbătrânite, pline de racile și oricum orbită de egoismul și lăcomia două națiuni, franco-germană, unde deocamdată Macron se simte obosit și are nevoie de reculegere, băiat la 30 ceva de ani, iar bătrâna băbuță Angela simte nevoia, declarând presei că nu s-a născut premier, să se retragă. Din perspectivele lor personale, ei au dreptate, ca persoane fizice. Dar dacă ar fi fost lideri, ar fi administrat oamenii prin energiile pe care ei și le-ar fi putut angrena. Și în felul ăsta ar fi avut o putere comunitară. Nu s-ar fi vorbit de stigmatul național
la modul la care era o virtute comparativă cu invaliditatea națională ale celorlalți membri. La fel se întâmplă, pentru că sunt oameni care au moștenit belicos exact mentalitățile ostile ale perioadei războiului rece. Din perspectiva asta nu vedem. Nu vedem pădurea din cauza unor copaci. Copaci strâmbi ai otrăvurilor, ai vrajbei, care la un moment dat urmează să ne întovărășească în iarnă. Știu, sunt vorbe care mi-au spus vis-a-vis de faptul că am făcut critica asta termică în oraș, vis-a-vis de programul ăsta de eradicare a termoficării, și că primarul e supărat personal. Mi-aș fi dorit să fie supărat vis-a-vis de program și să fie avut în capul lui capacitatea de a înțelege și de a procesa pentru a putea dezvolta un alt demers. Nu este o poveste personală. N-am nimic cu personalul fizică. Îmi este simpatic chiar. Chiar îl simpatizez. Dar nu-i pot agrea capriciile și racile de funcționar care n-are eficacitate. Și de lider care în momentul ăsta n-are conturi și coerență. E doar un copil răsfățat al destinului care s-ar putea să plătească prost o factură foarte mare care urmează să vină. Lucru pentru care, pe persoană fizică, îl deplâng. Și nu mă bucur. În niciun caz nu-i doresc asta. Dar precedențele deci sunt de așa natură. Istoria ne arată lucrurile astea. Și n-am eu de gând să repet nimic, nici să învăț să se producă din nou apă caldă și nici să fac o super mare formă de elogiere a mersului pe jos. Mai ales atunci când rețetarele astea sunt vândute de regulă la niște prețuri foarte scumpe. Dar nu pot să nu văd faptul că în momentul ăsta, la nivel generalizat aproape, noi nu avem lideri. Avem niște băieți care fac pe specialiștii, așa cum este Cioloș, care n-am înțeles niciodată în numele cărui mecanism democratic a ajuns la putere în afară de interesele ipocrite ale capitalului național străin, care a pus pe picioare și a stors tot ce putea fi stors într-o manieră colonială din România. Iar Cioloș nu reprezintă în niciun caz nimic românesc, în afară de formele de servitute și de modelele de argat, care pot ajunge dintre pământenii de aici disprețuiți sau periferizați în slujba unor străini, cu putere și în niciun caz cu adeziune și fragilitate la imperativele poporului român. Însă pot remarca că de la Nicolae Ceaușescu încoace, noi nu am mai avut lideri. Liderul angrenează oamenii. Nu-i dezbină, își dezbină oponenții, dar nu creează ostili. România în momentul ăsta nu are oponenți, are ostili. Este vorba de gruparea care ajunge la putere și de ostilii acesteia, invocându-se sau nu un anumit gen de set de reguli sau impunându-se sau nu folosirea limbajului dublu, a standardului dublu, a dualității care degenerează până la înființarea și funcționalizarea operațională a statului subteran. Și atunci, în condițiile în care tu înveți conducere din mers, calificându-te la locul de muncă, iar schimbările se întâmplă la nivel de viteze supersonice, să știți că e mare mirarea când nu aterizezi direct într-o groapă, ci doar dai cu structura pe care o conduci de pământ. Cu tot riscul și cu toate capetele sparte, unii se vor bucura că e doar atât, pentru că, mai ca întotdeauna în ultimii 30 de ani, noi ne-am bucurat de răul cel mai mic. Este cazul ca în momentele astea, poate, înaintea unei crize majore, de pe urma căreia vom plăti fundamental și extrem de aspru, să căscăm ochii și să începem să înțelegem că avem nevoie nu de oameni făcători de minuni, ăsta e rolul sfinților și a moaștelor. Sunt actorii rugăciunii care ajung în situația asta, a oamenilor smeriți, dar pentru lucrurile practice umane avem nevoie să ne stabilim câteva obiective limpezi și să acționăm folosind rețetele de succes care au mai mers în trecut, fie că e vorba de importarea lor din fostul comunism, fie că este importarea lor dintr-un alt areal în care însă rețetele particulare, similare celor de aici, ca particularități, au funcționat și au adus un gen de rezultat ajustat și de satisfacție asemănătoare. Pentru că altfel ne vom pulveriza într-o manieră nemeritată și istoria va fi aspră cu noi. Nu numai că ne va judeca, ne va pedepsi ca atare. Repetându-vă, niciodată nu-l condamnați pe Hagi pentru faptul că el vorbește prost. El este fotbalist. Dacă însă pui un profesor de limba română care vorbește bine și corect să joace fotbal, vei constata că în domeniul fotbalului este cu mult mai prost
comparativ cu alt fotbalist. Deci lasă profesorul de limba română acolo unde este el, în limba română, lasă fotbalistul să-ți vorbească prin golurile pe care le dă și prin modul în care le evoluează pe teren, cu picioarele, nu cu gura, dar de la lideri nu căutați, nu așteptați și nu doriți nici căpătuială, nici milostenie. Rolul liderului este să vă conducă. Este să vadă că drumul nu este greșit și că n-ajungeți în pierzanie. Și de restul ocupați fiecare în dreptul său.